Alina Iliescu alături de noi, să întrebăm și pe ea dacă se aștepta ca Ramona, după atâta terapie, să fie atât de echilibrată. A urcat 8 etaje cu paharele, ai văzut? Da. În rest nu e echilibrată, dar la pahare e foarte bine. În al doilea rând, ți se pare normal să ne aducă bicicleta, să n-aibă ea un bărbat să o umfle și ei la nevoie? Ne-a adus bicicleta asta aici neumflată de 3 ore, se fac 4 imediat. O bicicletă neumflată la timp, toată lumea știe că are și are bicicletă de asta de poștăriță, de poștăriță de țară. Nu mă așteptam, e ciudată bicicleta asta, dar încă pentru portbagaj de mașină mic. Azi vorbim despre ce povestesc bărbații despre relația lor versus ce povestesc femeile despre relația lor. Japonia. Există atât de mari diferențe? Bineînțeles că există mari diferențe între ce povestesc femeile și ce povestesc bărbații. Dar de la ce pleacă ele? De la niște nevoi ale noastre de a ne lăuda? Exact. Ai pus punctul pe i. În general, bărbații se laudă cu performanța lor sexuală și se laudă câte femei au avut și ce s-a întâmplat. Cu nevasta. Poți să zici. Nu vorbim de cei care sunt căsătoriți. Vorbim de relații. Vorbim de relații în general. Okay. Că cei care sunt căsătoriți nu se mai laudă atât de mult. Se laudă la început și apoi se relaxează. Corect. Sau se laudă cu amantele. Dar femeile nu se laudă cu performanțele. Eu am auzit și... Femeile, în general, vorbesc mai mult de latura aceasta emoțională. Nu mă ascultă, nu face aia, cum să fac aia. Vorbesc despre copii, vorbesc despre educație. Nu vorbesc chiar atât de mult despre intimitate, decât dacă vor să accentueze că le merge foarte bine și au găsit și o persoană interesantă. De obicei, la începutul relației sunt aceste momente de laudă. Da. Însă femeile, când se întâlnesc, sunt mult mai interesate să povestească tot ce s-a întâmplat, unde l-ai întâlnit și ce ai făcut și cum te-ai... Dar ce asta? Terapie? Da, e un fel de șezătoare. Okay. Dar la ce ne folosește treaba asta? Că eu nu înțeleg. Ne folosește, în primul rând, pentru că ne ajută să ne creăm o imagine despre ce se întâmplă la un date, mm-hmm, pe noi femeile. Noi avem nevoie să vorbim, că ținând cont că avem 10.000 de cuvinte care trebuie vorbite în fiecare zi, pentru noi este important să vorbim, că noi așa ne descărcăm, mm-hmm, așa ne relaxăm. Păi asta întrebam, nu la ce ne folosește discuția asta, ci la ce vă folosește vouă femeile. Ca să fac o paranteză, bărbații așa sunt construiți. Au fost la pește, trebuie să spună ce au prins. Uh-huh. Un pic de minciună la mijloc, că aia e. Da. Dacă au fost la o întâlnire senzuală, trebuie să spună tot ce au prins. Uh-huh. Dacă și-au luat o mașină, trebuie să spună ce au nimerit. Exact. Și așa mai departe. Bun, dar asta e clar. Bărbații se auto-așează pe un piedestal sau pe un podium. Da. Dar femeia, ce treabă are ea să spună cum îi mirosea gulerul de la cămașă când a luat-o în braț? Unde se creează un reglaj? Sau ce regredilă? Pentru noi femeile e ca un fel de nevoie de șezătoare. Noi am stat foarte mult timp împreună, în grupuri. Pe vremuri, la peșteră. Exact, pe vremuri, la peșteră. Și atunci e nevoia de a povesti între noi, e nevoia de a recrea ceva. Și, de exemplu, femeile, pentru că vorbesc între ele ce se întâmplă, sunt mult mai bine pregătite într-o relație nouă, când merg la o întâlnire, pentru că au aflat și ce s-a întâmplat cu prietenele lor și învață. Și că se poate și mai rău. Exact. Bărbații povestesc puțin și punctul culminant. Da. Dacă îl întrebi pe prietenul tău cel mai bun, când erai tinerel, cum a fost? Povestea 3 ore și desfăcea firul în 1000 și apoi să stea și se gândea, dar să-i dau mesaj, dar să nu-i dau. Deci cumva la femeie există această bucată anxioasă, această nesiguranță, dar oare mă place, dar oare nu mă place, dar mă iubește, dar nu mă iubește, dar m-am îmbrăcat bine, schimbă 100 de ținute. Apare această bucățică de nesiguranță și avem nevoie de suport de la prietenele noastre, care să ne dea siguranță, stai liniștită, că arăți bine, ți-ai ales ținuta după cele 100 care le-ai probat și zici că n-ai haine în garderobă. Adică noi avem această nevoie de a împărtăși totul și de asta stăm cu orele la telefon. Ok. E nevoia noastră de socializare. O analiză și o radiografie. Putem schimba ceva sau ar trebui să avem grijă în comportamentul nostru la ceva, da, ca să o ducem mai bine? Exact. Te rog.
În general, ar trebui să avem foarte mare grijă cât din intimitatea noastră dezvăluim. Când sunt niște subiecte sensibile, când ne-am certat cu partenerul, cu soțul, când s-a creat un conflict, nu este extraordinar să ne apucăm să bârfim între ghilimele sau să-l vorbim negativ la familie, la prietene, la anturaj. De ce? Pentru că mai devreme sau mai târziu e posibil noi să ne împăcăm cu acea persoană și între timp i-am zugrăvit o imagine foarte negativă. Iar rufele se spală în familie. Când ceva nu ne convine la celălalt, decât să vorbim cu toată lumea, mai degrabă convocăm o discuție cu el și îi spunem ce ne deranjează și îi spunem ce ne-am dorit să schimbe. Deci și... nu spunem lucrurile de rău chiar așa din prima tuturor. Dar exact. Eu pot să zic să nu spunem nici lucrurile de bine, pentru că să-ți spun un secret, Alina... În primele două luni de relație ale Ramonei, cu oricine ar avea o relație, că ne știm de mult timp, eu nu presupun aici că a avut multe relații. Bă, așa frumos îl depictează pe ăla, mai ales senzual, că îmi vine și mie și Rozana, vine, bă, hai să mergem și noi! Adică eu odată m-aș îndrăgostit de unul, domne, era prea de tot! Bă, avea și de-aia și de-aia, avea și tasul, avea și măsa, și de-aia și de-aia! La un moment dat o ținea așa frumos în brațe, și o alerga cu șlapii pe holul blocului. Bă, de atâtea ori o alerga că la un moment dat a zis, bă, Răzvane, hai și noi! Hai și noi că mi-a lăsat apă în gură. Apă în gură, nu? Da, de asta e bine, să nu povestești nici de bine prea de bine. Stai, dragă, că ai rămas cu bicicleta asta de poștăriță bătrână. Stai, de la un răposat. N-auzi, zice să nu-i mai, nici să nu de rău, dar nici de bine. Să nu mai vorbesc. Că după aia îl vrea alta. Păi de-aia, de-aia se duc. Dar la începutul relației apare idealizarea și ridicăm pe un pedestal și e cel mai bun, cel mai frumos, cel mai wow, cel mai incredibil. Apoi coboară măștile și apare dezidealizarea. Aia nu mai îmi place mie acum. Dar, de ce nu ești real din prima? Bărbatul, cu ce ar trebui să nu mai greșească atunci când... Să nu-și mai pun atât de multe măști. Exact. Noi suntem puțin mai autentice. Mm. În afară de filtrele care le folosim. Pe care le folosim, da. Exact. Ok, bine, am înțeles. Minciuni, corect, asta e. Doamna Alina, ce să vă zic, n-am aflat mare lucru, dar măcar am spus lucrurilor pe nume și cred că fiecare în intimitatea lui recunoaște. Bă, așa e. Dar eu am o poveste pe care o spun uneori și la școală, dar nu pot să o spun la televizor, că acolo sunt adulți și dacă un el și o ia dintr-un grup mare de prieteni pleacă primii la culcare, într-un team building, da, de exemplu. Întrebarea bărbaților de la micul dejun este una și clară. Ai fost... Da? Ce-o zic eu pe pauză? Fetele, în schimb, au 100 de întrebări. Ne vedem.